Doamna Calenciuc. Prezent. Doroșcan. Domnul Doroșcan. Pare. Jecalo. Dar ne aud ce vorbim noi, ce sunt? Se aude. Domnul Jecalo este? Da, este. Domnul Lucian, prezent. Martinescu? Prezent. Mitrofan? Prezent. Nanu? Nichiforiuc? Prezentă. Nicolau? Absent. Olărean? Prezent. Onica? Este? Onica. Preda, prezent. Domnul Simota? Prezent. Tătar? Absent. Tibeică? Prezent. Tiron? Prezent. Tarevici? Prezent. Vasilovski. Deci, într-un total de 19 consilieri în funcție, sunt prezent majoritatea. Lipsesc domnul Nanu, domnul Nicolau și domnul Tătar. Avem cvorum. Păi da, o să vă amintesc dacă sunt consilieri care sunt în conflict de interese să-și spună acest lucru. Îi dau cuvântul domnului președinte să prezinte ordinea de zi. Mulțumesc! Bună ziua! În conformitate cu prevederile OUG 57/2019, privind codul administrativ și a dispoziției primarului numărul 133/17/03/2021, ați fost invitați la ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Odreuți, convocată de îndată, ședință care are loc astăzi, 18.03.2021, ora 10. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință. Materialele scrise pe proiectul ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor prin mail. Domnul primar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc dumneavoastră pentru participare. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.712 din 17.03.2021 pentru modificarea și completarea HCL numărul 3 din 22.01.2021 privind aprobarea parteneriatului între UAT Municipiul Rădăuți și Asociația Spitul Laura la Vrenție, în vederea implementării proiectului înființare Centrul Rezidențial Multifuncțional de Zi pentru Copii, Adolescenți și Tineri cu Dizabilități CES Laura, Casa Speranței Rădăuți. Proiect derulat în cadrul programul Provocări în Sănătate Publică la nivel european, finanțat prin granturile SSEE 2014-2021, apel deschis de propunere de proiecte numărul 1. Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate, în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romi. Inițiator primar Loghem Bogdan Andrei. Fac precizarea inclusiv romi să nu se înțeleagă, așa este programul. Se solicită aviz de la comisiile... Asta o spune, domnul președinte. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? În unanimitate de voturi a fost trecut pe ordinea de zi. Solicităm, dacă sunt completări pentru acest proiect? Solicit avizele de la comisiile de specialitate. Comisia Economică, aviz favorabil. Comisia de învățământ, aviz favorabil. Comisia de administrație publică.
Aviz favorabil. Sonorul e foarte prost, nu vă auzim, oameni buni. Comisia de administrație publică a aviz favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului. Aș avea eu o întrebare, ca și locație, unde va fi amplasat acest centru? Dau cuvântul domnului primar Bogdan. Mulțumesc. Foarte multe detalii vor fi date în curând, ceea ce pot spune că locația va fi pe strada Ștefan cel Mare, exact unde își desfășoară 25, exact acolo unde își desfășoară activitatea și galul, a fost la maternitate. Partea bună este că primăria, cu un efort minim, parteneră la acest proiect, va beneficia de fonduri pentru renovarea întregului spațiu de la etaj, inclusiv acoperiș și tot ce înseamnă acolo, dar vom detalia în curând. Prima dată vreau să-i dau cuvântul domnului Mitic să spună de ce am intervenit cu această modificare, după care l-aș ruga pe domnul consilier Preda Florin. Nu sunt nimic, sunt vom vorbi, oameni buni, recazi nu sunt. Ceilalți auziți sau doar domnul Simot are probleme tehnice? Eu vă aud foarte bine. Mulțumesc. Eu vă aud foarte bine, e ok. Spuneți domnșoara Mitic, vă rog. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 22 ianuarie 2021 s-a aprobat încheierea unui parteneriat între municipiul Rădăuț și acea asociație CES Laura. La momentul respectiv, asociația a solicitat să fie promotor de proiect. Ulterior, după aprobarea celor două hotărâri, am verificat materialele de specialitate, mai ales în special ghidul de finanțare, și am constatat că acest proiect, pentru a fi eligibil, trebuie ca municipiul Rădăuț să fie promotor de proiect conform punctului 2.4 din ghidul de finanțare. Și am să citesc de acolo. Conform prevederilor acordului de program, în cadrul apelului de propuneri, îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv romii, promotorii eligibili ai proiectului. Nu vă auzim, oameni buni, face ceva cu sonorul ăsta, nu se înțelegeam. N-au zis dumneavoastră, domnul Simotare, se aude de toată lumea. Se aude foarte bine. Promotorii eligibili. Se aude foarte bine. Promotorii eligibili ai proiectului sunt entități publice stabilite în România ca persoane juridice. De exemplu, autoritățile locale și centrale, direcțiile de sănătate publică, spitale și alte persoane juridice de acest gen. Având în vedere că hotărârea era adoptată, am solicitat domnului primar să modifice și să completeze această hotărâre în sensul că va fi încheiat acest acord de parteneriat între municipiu și fundație, dar promotorul de proiect sau liderul de proiect să fie municipiul Rădăuț conform ghidului de finanțare. Cealaltă hotărâre care am aprobat-o cu finanțarea proiectului și restul articolelor din hotărâre nu suportă nici o modificare. În acordul de parteneriat nou ce va fi încheiat, drepturile și obligațiile care le avea fundația CES Laura în calitate de promotor de proiect revin municipiului Rădăuț, iar ceea ce era, ce avea municipiul Rădăuț în calitate de partener vor reveni fundației. Mulțumesc, domnul Preda Florin. Mulțumesc, domnul primar. Într-adevăr, proiectul este construit în așa fel încât doar primăriile pot accesa aceste fonduri, iar în sprijinul primăriilor, în speță realizarea acestei investiții pentru cu specific de al sănătății mentale, primăria municipiului Rădăuț poate solicita sprijinul unui partener care să vină să ofere expertiză și să aducă îndeplinire obiectivelor din cadrul proiectului. Motiv pentru care primăria va beneficia de tot ce înseamnă active fixe sau modificări sau realizarea construcțiilor și a modernizărilor, iar
asociația CES Laura va veni cu sprijin din punctul de vedere al resurselor umane specializate pentru realizarea obiectivelor proiectului. Un proiect foarte bun din punctul meu de vedere și cred că este unic pe regiunea Nord-Est. Mulțumesc! Nu, ți vă spuneți, vă rog, cam ce sumă ar fi pentru modernizarea spațiului de acolo? Mulțumesc, domnul primar, bună ziua! Deci, valoarea totală a proiectului este de 970.000 de euro aproximativ. Acum o să vedem dacă cei de la comisie vor cere modificări, dar în principiu așa se va depune. Pentru renovarea spațiului, valoarea este de aproximativ 200.000 de euro. Dacă sunt alte întrebări? Dacă sunt alte întrebări, având în vedere că nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? O să vă rog pe toți consilierii să deschideți camerele pentru a putea număra. Mulțumesc. Domnul Onica, rugăm să deschideți camera. Da, dar nu mai funcționează. Sunteți pentru? Da, da, sunt pentru, da. Cine este împotrivă? Abțineri dacă sunt? Cu unanimitate de voturi, proiectul ordine de zi a trecut. Da. Mulțumim frumos pentru participare. Cu ocazia asta deja am început, am dat startul pentru fondurile europene acest mandat. Mulțumim frumos. Da, felicitări. Declar ședința închisă. O zi bună în continuare.